Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A venit vacanța, dar nu în chiar sfârșit pentru toată lumea. Să știți, ieri o doamnă profesoară de biologie de la un liceu constanțean, așa, a refuzat să încheie mediile pentru mai mult de 100 de elevi care se a rămas în grevă sau ce? Nu, domnule, a explicat serios, nu e nicio glumă, a motivat că e frică să nu se îmbolnăvească de la vreun virus când deschide catalogul electronic. Adică să nu ia virus de pe catalogul serios? Electronic, da. Doamna Liliana Stoicescu Iordache de la Liceul Tehnologic Energetic Constanța scrie presa. Deci eu cred că dânsa era pățită că a luat odată Candy Crush de la un calculator, dar n-a mai dormit nopți întregi. Adevărul că da, poți să... Da. Și elevii au așteptat cu orele pe culoare să se lămurească doamna de biologie cum e cu virusii de calculator și bolile și răcelile. Și nici domnul director de la liceul respectiv n-a reușit să o convingă că e safe să deschidă calculator electronic și să nu ia catalogul. Catalogul electronic. Eu mai am în casă un computer. Da. Se joacă Radu ăla mic la el. Aha. Nu-l las să ia absolut nimic. Și eu am rămas marcat, spun. De asta cu virus. Nu mint. Mie mi-e frică de virus. Nu mă, stai să nu. Și atunci nu-l las să mai descarce nimic. Are ce jocuri. Nu, n-ai înțeles. Tot vrea mereu să pună ceva. N-ai înțeles. Nu e vorba de virus de calculator. Doamna se temea să nu ia un virus personal, o persoană fizică de la catalogul electronic. Virus. Virus, da. Mă, de răceală, de trăduț. Nu e o neînțelegere, n-are cum. Ba da. Hai mă, dă-mi cul. Serios. A fost nevoie de intervenția inspectoratului județean ca să urnească. Părinții au depus plângeri. Doamna, înțeleg că e destul de controversată, scrie presa locală. Elevii vorbește de apetitul pentru cadouri. A, de aici. Și de diverse cerințe exagerate pentru unele proiecte. La biologie mai faci proiecte și le-a dat, de exemplu, să planteze semințe pentru cultivarea de flori. Și nu întotdeauna răsăreau de unde... Eu aici am înțelegere pentru elevi. Să știți că nu este atât de ușor să plantezi ceva care să și răsară. Nu. Eu am descoperit asta în armată. Da. Ce-ai plantat în armată? A venit primăvara. Te-a prins primăvara în armată? Da, am făcut și primăvara în armată. Și în armată se întâmplă diverse lucruri. Orice unitate militară serioasă are un ceea ce se numește un gheazeu. Sau avea gheazeu. Ce la gheazeu? Pe vremuri gheazeu era gospodăria agrozootehnică. Așa. Se creșteau porci, capre, oi, ce să mai aici. Înțelegi, ca să aibă și ofițerii să mănânce acasă? Că noi nu primeam niciodată nimic din ce se creștea de acolo, de la, adică nu primeam carne de porc, nu primeam nimic. Și era și partea de cultivat, în care pe terenurile unității și se cultivau ce fasole, se... Da, fasole de-astea. Și fiecare pluton avea în răspundere o anumită parcelă, că de-aia intrai în armata comunistă, ca să sap pământul, să cultivi, să prășești, să nu știu ce. Uh-huh. Și noi am primit și noi o parcelă și a venit doar și locotenent și a întrebat cine vrea să planteze. Afară era foarte frumos. Ce zis? Primăvară, eu m-am ridicat mâna, zic, mă ofer eu să plantez. Adică de ce să stau ca prostul în sala de curs și să nu fac nimic acolo sau să alerg? Nu știu, mă duc. Și a zis, bine, mi-a dat un săculeț de semințe de dovleac. Prăjite? Și a zis, nu. Și a zis, le plantezi, nu știu ce, la 20 de centimetri distanță, câte un cuib. Perfect. Mi-a luat lopățica de infanterie Lineman, rabatabilă. Și m-am dus, am petrecut o dimineață și jumătate de după masă foarte plăcută. Am plantat toți dovlecii respectiv și după aia a trecut timpul și nu răsărea nimic. Și s-a făcut un fel de adunare generală a companiei, cu mine scos în față la care o să explic de ce la toate plutoanele au răsărit. Fasolea, morcovii, ce mai era acolo, nu știu, ce legume, ardeiul gras, și nu știu ce. Numai la plutonul 4, parcela semănată de fruntaș TR Petreanu, nu a răsărit nimic. Mă, și așa. M-au pus, eu m-am jurat că le-am plantat. Aia, mă, tâmpitule, zicea, ai mâncat dovleacul. N-am mâncat tot și locotenent, mă jur, n-am mâncat niciun dovleac. Mă, tâmpitule, era dat cu chimicale, o să te îmbolnăvești. Na, pă, mă jur că am semănat cum trebuie. Na, poate nu erau bune semințele. Toate nu erau bune. Nu știu tot ce le-am niciuna? Nimic n-a ieșit, mă, nimic, înțelegi? Peste tot erau vrejuri frumoase. Înțelegi? Începuseră să copilească, nu la noi, numai e pustiu. Niște buruieni pe aici, pe acolo. Și m-au pus să arăt unde... Da. Și m-au apucat să dezgrop. Și ăla s-a uitat la mine și zice, ce faci, mă? Păi n-a zis să dezgrop. Păi, dar unde le îngropam, mă? Păi am îngropat bine, să nu înghețe. Deci păi l-am băgat la... Da, păi am săpat cât niște... Am săpat niște gropi, cred vreo că de vreo... Metri. Nu, vreo 20-30 de centimetri. Am avut și timp.
Și alea săraci le-au dat să iasă, dar n-aveau pe unde. Da, erau arhivate, practic. Unde, mă? Și alea zice, unde s-a, mă, tâmpitule? Păi, da, aici, uite, am reușit să găsesc câteva îngropate la 30 de centimetri, 20-30 de centimetri. Am zis că au nevoie să prindă rădăcini. Ca lumea solide. De ce erau nuci? Auzi, tu ai pus și roșii la un moment dat în grădina ta. Am pus și roșii. Și tot nimic. Nu au ieșit roșii, le-au ieșit că le-am pus gata crescute. Adică am plantat răsaduri. Le-ai luat direct de plastic? Nu, am mai... Răsaduri, am înțeles. Răsaduri adevărate. Și s-au ieșit că ai renunțat la un moment dat. Da, pentru că au ieșit și burien pe lângă ele. Așa, și asta a fost problema. Să le cureți. Da. Foarte multe buruieni și nu, adică am curățat buruienile într-o zi și mi-a trebuit o zi întreagă și am zis că mai fac și săptămâna viitoare. Și săptămâna viitoare era totul la fel și asta era tot. M-am și mi-am cumpărat roșii de la piață. Am înțeles. Bine. Mi se pare corect. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.